Arhiepiscopul de Bălți și Fălești, Marchel, a venit cu o reacție la declarațiile deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate, Vasile Șoimaru, despre eventuala interzicere a Mitropoliei Moldovei. Pe canalul de YouTube a eparhiei, arhiepiscopul a postat o adresare video prin care se întreabă dacă deputatul Șoimaru a rezolvat toate problemele din țară de s-a apucat de biserică. Acest oarecare Vasile Șoimaru, căruia îi împiedică, vedeți, Biserica Ortodoxă din Moldova, pe care el cere să fie anunțată în afara legii, de parcă el, deputat, ar fi hotărât absolut toate problemele care sunt în țară și ar rămas doar să facă regulă în biserică. La lui părere, biserica este o frână care, vedeți, împiedică dezvoltarea țării. Paradoxal, dar n-am auzit să zică ceva împotriva denaturărilor, abaterilor, eu știu, pervertirilor pe care le propagă și le implementează în societate LGBT-ul, pentru care se trezește mânia lui Dumnezeu. Toate acestea nu îl împiedică pe acest Șoimaru, dar iată biserica. Îi stă probabil că în gât, este o vorbă la noi, la moldoveni. Își ridică rătăcitul mâna ei păcătoasă asupra mamei noastre, celei duhovnicești, Sfânta Biserică. Amintim că la 28 august, în cadrul unei emisiuni TV, deputatul PAS Vasile Șoimaru a spus că în Republica Moldova ar putea fi interzisă Mitropolia Moldovei. El a afirmat că problema mitropoliilor subordonate Rusiei se va rezolva chiar în toamna aceasta. Ulterior, purtătoarea de cuvânt PAS, Adriana Vlas, a spus că aceasta este părerea personală a deputatului Șoimaru. Între timp, declarațiile acestuia au stârnit un val de nemulțumiri în întreaga societate. Oamenii s-au arătat nemulțumiți și chiar revoltați, afirmând că autoritățile nu au dreptul să limiteze credința oamenilor și au subliniat că luarea unei astfel de decizii ar încălca unul dintre principiile Constituției, care garantează libertatea de conștiință și religie.